Timp de 3 zile, în Iași s-a derulat o suită de evenimente comemorative în semn de recunoștință față de cei care au luptat pentru patrie în primul război mondial. În cea de-a doua zi a manifestărilor din cadrul evenimentului Iași, capitala renașterii naționale, în Palatul Culturii a avut loc vernisajul expoziției Banca Națională a României în timpul Marelui Război. Astfel, ieșenii au putut vedea documente sugestive de acum 100 de ani, mai puțin cunoscute publicului, dar și o parte din tezaurul României din acea perioadă. În Iași s-au desfășurat mai multe activități care amintesc de ceea ce s-a întâmplat aici în perioada Primului Război Mondial. Palatul Culturii a găzduit vernisajul expoziției organizate de Banca Națională Română, marcând rolul instituției în perioada conflagrației respective. Ieșenii au avut prilejul să vadă documente din epocă, fotografii cu conducerea băncii naționale din timpul războiului, seriile sucursalelor și ale agenților instituției din acei ani. A fost expusă și o copie a dosarului tezaurului, dar și monede, bancnote și lingouri de aur. Este un prilej foarte bun de a face o imagine orașului, în sensul că multă vreme Iași a rămas într-un cont de umbră, chiar în lucrările de ansamblu privitoare la Primul Război Mondial, Iași e pus oarecum între paranteze. Ori, la vremea respectivă a jucat un rol foarte important. În prima parte a zilei de joi au fost dezvelite 3 plăci comemorative la Palatul Copiilor, reședința Reginei Maria, la sediul primăriei din Iași, Palatul Rosetti Rosnovanu și la filiala locală a Băncii Naționale. Tot în cursul zilei de joi a avut loc proiecția filmului documentar Iași, capitală de război, la Ateneul Tătăraș. Am fost onorați iarăși cu prezența Excelenței sale, domnului guvernator Muguri Sărescu, care nu a ținut doar un discurs oficial, protocolar, ci se vede un adevărat pasionat de subiect, a vorbit despre expoziție și despre perioadă în detaliu și am aflat multe lucruri interesante cu acest prilej și ne bucurăm că a fost un bun prilej ca Palatul să primească mulți oaspeți de seamă. Suita evenimentelor de la Iași se va încheia cu dezvelirea unor alte plăci comemorative. Vineri au avut loc demonstrații la Asociației Tradiția Militară, iar în complexul Palace Mall s-a desfășurat vernisajul expoziției fotografice Personalități ale Marelui Război. La ora 14 la gara Iași a sosit trenul regal care a adus membrii familiei regale în municipiu. Trenul regal a rămas accesibil vizitatorilor până sâmbătă, 17 decembrie. Evenimentul s-a încheiat cu o recepție oficială în holul central al Palatului Culturii.